De câtă vreme n-ați mai auzit ca un român să facă ceva deosebit, ieșit din comun? Ca de exemplu să meargă pe jos 1200 de kilometri cu 300 de oi, din care să nu piardă niciuna? Doar așa, pentru a reface un drum istoric. Un drum pe care altădată ciobanii ardeleni îl făceau de mai multe ori într-o viață, pentru că asta era viața lor. Apariția transumanței este strict legată de un fenomen de piață. În secolul al XV-lea, ostăvăriile săsești s-au dezvoltat, exportau postav grosier spre Balcan și spre Est. Lâna oilor țurcane era extrem de potrivită pentru confecționarea acestui postav. A crescut cererea de asemenea lână în sudul Transilvaniei și românii crescători de oi din jurul Sibiului și Brașovului, din depresiunea Țării Bâzei, și-au crescut efectivele de oi. Până la un nivel la care nu mai puteau să le ierneze cu furaj pregătit din timp în sudul Transilvaniei, în satele lor. Nu aveau destul furaj în jurul lor. Nu aveau suficient spațiu și pentru pășunat și pentru fânețe. Și atunci, deci la începutul secolului al XV-lea, au reușit să obțină privilegii din partea domnilor munteniei pentru a văra în prima fază, aș văra animalele acolo, oile acolo și să le ierneze la ei acasă, iar mai târziu, când nici așa nu au reușit să și le furajeze iarna suficient, le-au iernat în lungul Dunării, în zone mlăștinoase, cu vegetație de baltă care rezista și iarna, ceva mai calde zonele. Între timp, turcii ajunseseră la Dunăre. Toamna, când soseau acolo turmele transumante, erau valorificate oile bătrâne, erau vândute turcilor. Primăvara se vindeau miei, deci exista deja acolo piața cărnii. Că turcii și mâncau mult. Da, iar după asta porneau încet spre Transilvania. Între timp se maturiza iarba pe pășunile alpine. Soseau în Transilvania, tundeau oile, vindeau lâna sașilor și urcau la munte. Iar anul următor continuau acest periplu în lungul unor drumuri clar trasate, și aici e un alt element. Transumanța are nevoie de un stat puternic care să păzească aceste drumuri de transumanță. Deci autoritatea statală e foarte importantă în apariția transumanței. Ori înainte de 1300, hai să spunem 30, zona Munteniei nu avea un stat puternic. Deci era în curs de întemeiere a unui stat. Așa că abia în ultima parte a secolului XIV și în prima parte a secolului XV apăruseră condițiile, să spunem, social-politice necesare apariției transumanței. Un stat puternic ar fi de ajutor și astăzi, când Piotr, un cioban polonez cu origini românești, Cristi și Vasile, care sunt de prin părțile Brașovului, au pornit-o pe jos din Ardeal spre Munții Tatra, pe un drum pe care ciobanii altădată își parcurgeau toată viața. Spre Munții Tatra, apoi iar acasă și tot așa. Nu chiar greu, dar oamenii ăștia nu ne lasă pe pășurile astea, tot fugăre. Cum vă fugăre? Adică... Ziceți, luați-vă oile și plecați de aici, în altă parte. Ca pe ei, deci, aveți încă 20 de kilometri până găsești un loc să stai. Dar chiar dacă nu-i pășunea lor, sau cum? Păi cred că îți pășun particulare, cred că din cauza asta ne pugure. Și numai unde găsim de primărie, acolo poți să stai. Am plecat sâmbătă, o să fie două săptămâni când am plecat. Eu zic că am mers destul de mult. Drumul, așa cum știe toată lumea, e destul de greu. De ce n-ați luat-o prin mai pe dealuri? Pe dealuri nu poți să iei din cauza pășunilor, care am văzut că aici e o problemă mare cu pășunile. Deci fiecare are pășunea lui, probabil și din cauza secetii, fiecare își apără să nu călcăm și să nu mâncăm, că totuși trebuie să mânce cât de cât. Și nu prea ne lasă. Așa, unde a intervenit direcția și unde s-a putut, cu primăriile și cu cine a intervenit, acolo am putut să stăm. Dar în rest nu prea am putut să stăm. Am mai luat-o și pe drum. Dar pe vârful dealului, cine vă vede că treceți voi un sfert de oră, jumătate de oră? Păi acum știți cum e? Dacă ne vede cineva de la o stână, e telefoane, au telefoane, sună și în 10 minute e la noi cu mașina. Nu se poate. Deci acum nu mai e ca înainte, că
până strigai, nu mai... Trecea. Așa e, exact. Și atunci trebuie să o luați Trebuie să o luăm drum. Și pe drum, da. Am mers destul de mult pe drum. E dificil? Dar am, este. Nu e circulație chiar mare, dar e un pic dificil. Unii mai sunt mai înțelegători, unii șoferi, unii mai nervoși, cum e fiecare, cum e firea omului. Nu sunt toți la fel. Unde trebuie să ajungeți? Deci ați plecat din Brașov. Deci am plecat de lângă Brașov, de la Rodbaf și trebuie să ajungem în Polonia. Acum în România am înțeles la graniță, lângă satul mare undeva și după aia se vede mai încolo. Da, deci acum primul ar fi, după el ar fi Deju, unde trebuie să ajungem. Deci ați făcut 10 zile, aproape 2 săptămâni, aproape de la Rodbav până în Gherla. Până în Gherla, exact. Ai zice că vă mișcați bine? Da, eu zic că da. Da, eu cred că ne mișcăm bine. Până la 20 de kilometri pe zi am făcut în fiecare zi. Și când a fost cald și când acum pe timp de ploaie. Spuneți-vă frumos, băieții au făcut un drum în sus spre Polonia. Era și acesta un drum tradițional? Adică, eu știu... Deci a fost și o împrejurare politică în care românii din Maramureș au început să emigreze. Era vorba de conflictele cu catolicismul maghiar. Atunci a plecat și Bogdan spre Moldova și a descălecat Moldova, dar au plecat mulți maramureșeni în nord, o parte spre Galiția, o parte spre vest, prin Polonia, Ucraina subcarpatică, Slovacia, până în Cehia. Treptat s-a produs această infiltrare, număr redus de români, care și-au și pierdut până la urmă limba, dar au lăsat toponimie românească și terminologie pastorală românească peste tot. Spune-mi, te rog frumos, care crezi tu că pot fi implicațiile culturale ale acestui proiect? Adică ce vreți voi să demonstrați? Să demonstrăm, în primul rând, asemănarea noastră de la porturi, straiele și hainele lor sunt la fel aproape identice cu ale noastre, felul de a trăi, felul de a meșteșugăritul ăsta al oieritului, la fel fac brânză, la fel fac totul, rasa de oaie care e aceeași, nu știu, ce aș mai putea arăta mai mult când sunt atâtea asemănări, cuvinte care se aseamănă cu cele din română, adică care sunt identice, au ceață, negură, brânză, baci, cheag, găleată, strungă, vatră, sunt cuvintele care se folosesc în oierit, specific meserie, care sunt aceleași și la ei și la noi. Dar haideți să vedem totuși de unde a pornit toată această idee de refacere astăzi, în epoca autostrăzilor, a unei tradiții vechi de secole. Proiectul Transumanța 2013, de fapt, a început în 2010 la un târg de produse tradiționale din Torino. M-am întâlnit cu prietenul meu și partenerul polonez Piotr Kohut și din povești și din discuții, noi, eu cioban din România, el cioban din Polonia, a spus, zice, măi, pe mine m-ar interesa să facem o transumanță iară din România în Polonia, pentru că originile noastre sunt românești. Noi suntem ciobani veniți acum vreo 300 de ani în Polonia și care au făcut sate și comune pe aici, prin zona munților Tatra, și am vrea să refacem din nou traseul ăsta. Proiectul este un proiect atât cultural cât și istoric, de a rearăta lumii originile și multe influențe care le-au avut ciobanii români asupra unei mari părți din Europa. Ei, practic, au ocupat o nișă liberă, pentru că slavii nu au populat muntele. Carpații erau nepopulați, nelocuiți și neexploatați. Mari stăpâni de pământuri polonezi au preferat să primească coloniști români, specialiști în păstoritul de munte. Ei închiriau pășuni, defrișau, își iernau animalele acolo și până la urmă se stabileau acolo. După care o parte din ei continuau spre vest să colonizeze treptat Carpații. Culmea este, și e într-un fel o ironie, că după ce au fost deznaționalizați, au devenit atât în Slovacia cât și în Polonia, acești munteni, gorali îi numeau în Polonia, valahi în Slovacia, au devenit un fel de eroi naționali, ca reprezentanți tipici ai
spiritului polonez neaoș, în sensul că au fost asimilați cu libertatea munteanului, cu dorința lui de neatârnare și așa mai departe. Deci au devenit un fel de refugiu al spiritului național polonez în perioada în care ei erau împărțiți și nu aveau un stat al lor. De aceea a fost de multe ori sunt indignați polonezii de rând când află că goralii de fapt sunt la origine români. Da, români deznaționalizați, deci treptat. Va ploua rău. Ne-a plouat. Azi noapte, toată noaptea, cred că n-am dormit 2 ore, dar unde ce noptați? Să faci? Păi unde să noptăm? Avem niște nailone pe măgari și acolo, în ele ne băgăm. Făcăm? Și, da, roata oilor, că dacă nu noapte pleacă oile. Fiecare în câte o colț. Nu stă dacă nu, pleacă. În câte un colț al cui? Al oilor. Oile se adună grămadă și noi stăm roată. 3 ciobani. 3 ciobani, exact. Câini? 5. Păi câinii sunt 5 câini, da. 3 mari și 2 aceștia mici sunt pentru întors oile. Ca acum 1000 de ani. Ca acum 1000 de ani, exact. Ești cioban de câtă vreme? Nu sunt așa de mult, cam de 10 ani. Dar așa la un drum așa lung încă nu am fost. De asta care e cel mai lung asta drum primul. Pe care l-ai făcut? Pot să zic o săptămână am mers. Atât. 100 de kilometri? Da, în jurul la 100. 100 de kilometri, da. Deci asta 1200 de kilometri. Da, e mult. E mult. E mult. Dar cred că n-a făcut nimeni atâta. Deci e unică treaba asta. De asta am și vrut să n-a mă implic. N-a făcut nimeni asta de multă vreme. De multe sute de ani, exact. Exact. De asta am și vrut să ne implicăm și eu și colegul meu. Care e cel mai lung drum pe care l-ați făcut? Ăsta e cel mai lung. Până, așa, în afară de asta? Mai mergeam așa câte 30-40 de km acolo până în roata Brașovului cu oile, așa mai mergeam, dar atâta nu. Poate și 50 de km, dar mai mult n-am depășit. Ăsta e cel mai lung drum. Și la drumul ăsta, cum v-ați hotărât? Ne-am hotărât așa de plăcere, zic, hai să vedem ce se întâmplă. Vedem și zonele alante cum sunt, da? Cum zice, la nu aș mai dori să mai... Gata, trec în zonă. Nu că am obosit, să mai trec încoace zona, munții noștri, mai bine rămânem în munți acolo noi, că mai bine. Cunoașteți bine. Locurile, e mai... Și locurile, și pădurile, și tot le cunoaștem. De 25 de ani, cred că le cunosc ca în casă. De copil v-ați făcut cioban? Nu, am făcut și școală. Adică dacă ați deprins-o de când erați... De când eram mic. Tânăr, da. De când eram mic și am terminat școala în 91 și după am plecat la oi. De 91 încoace numai la oi am fost. Armata ce m-a despărțit de ele, este în coltoc cu oile am fost. Și vă place? Vi se pare că se poate trăi? Mă rog, dacă... Se poate trăi. Cioban, sigur cum se poate trăi. Poți să trăiești din el. Dar sunteți mulțumit de viața pe care o aveți? De plăcere. Asta e, că dacă nu... N-aș sta, m-aș duce, m-aș căuta de lucru, că am și meserie, am toate alea. Ce nu meserie sunt. Am de tâmplat și am și care de șofer. Nu știu. Da. Oriunde pot să-mi găsesc de lucru. Vă place mai mult cu oile? Asta îmi place mai mult cu oile. La meserie, când m-am terminat școala, dacă m-am dus 2 săptămâni. Cam aveam contract și apoi am lăsat și contract și tot. Și am plecat la oi. Tot dimineața strigă maică, du-te eu la lucru. O rog, du-te mă înainte, că făceam naveta noi, că era 20 de kilometri până la unde lucram noi la fabrică. Să du-te mă ta înainte, maică, m-am plecat înainte și am luat bagajul și la oi. Dar știți ce vreau să vă întreb? În fabrică, ce nu v-a plăcut? Erai prea, așa, prea... Numai șefi erau făcut toată ziua, te lua de în toate părțile. Așa aici, ai un șef și știi, ăsta e șeful tot timpul. Ai acolo, ai și director, și inginer, și șef de echipă, dacă ai o grămadă de șefi acolo. Ciobanii au trecut deja de Cluj, au plecat, exact. Au făcut o bucățică din traseu și înțeleg că undeva în jur de 1 iunie trebuie să fie la granița, da, țării. Da, 1 iunie trebuie să ajungem la Halmeu. După care ce se întâmplă? După care o să fie, nu putem trece pe jos animalele granița, o să fie nevoie să le încărcăm într-un camion și le trecem granița la 50 de kilometri de granița ucraineană în zona Rechiv. Din cauza, nu puteți să faceți... Nu, este legislație. Legislația. Nu-i permisibil să treci animalele pe jos. A Uniunii Europene sau a Ucrainei? Și a Ucrainei și a Uniunii Europene. Și atunci o să le trecem cu camionul și de acolo ne continuăm drumul până în granița cu Polonia. Cele 300 de oi care sunt acum la drum, ele o să rămână ca o donație din partea noastră, Asociației Transumanța și a Fundației Transumanța Polonia, către românii și polonezii din Ucraina.
O să se împartă la fiecare, ca un cadou, câteva oi. Deci ați identificat o comunitate, o știți clar, da. Și acolo în sat o să se împartă oile. Și ei unde se duc mai departe? Din Ucraina pleacă fără oi? Nu, ca să nu avem probleme, ăstea rămân acolo. De unde am rămas cu oile astea, o să vină cele încă 300 de oi de acasă și o să-și continuă drumul până în, la destinație, în Polonia. Deci în urma lor mai sunt 300 de oameni care pleacă cu pe jos sau nu, cu camionul? Nu, o să meargă cu camionul până în loc unde am ajuns cu acestea. Și după aceea își vor continua drumul până, încă, nu știu, 6, 7, 800 cam de kilometri. 600 de kilometri. Până destinația care e? Polonia unde? Munții Tatra? Sau? În Munții Tatra, în zona Silesia. În regiunea Silesia, chiar în sudul regiunii Silesia, în zona montană. De unde e Piotr? Exact, în satul lui, în Koniakov. Și când ajungeți cu celelalte 300 de oi la destinație, ce faceți? Că va fi mijlocul lunii septembrie, nu se pot întoarce tot pe jos, așa cum era. Numai oile o să rămână la comunitatea poloneză. Și băieții se vor întoarce cu avionul? Sperăm că da. Nu, cu avionul, cu mașina. Cu mașina. Dacă nu vor să rămână pe acolo, prin Polonia, cine știe, poate se răzgândesc. Oieritul nu a fost doar o ocupație prin care unele comunități de munteni și-au asigurat pâinea de fiecare zi, ci și un fel de a trăi, iar ciobanii legau prin drumurile lor comunități aflate la distanțe atât de mari, încât în mod normal n-ar avea nimic în comun una cu cealaltă. Cam care ar fi aceste influențe? Păi, lingvistice, în tradițiile oieritului putem spune că sunt aceleași rasele de oi care le împrăștia românii. Mergem pe lanțul Carpatic, peste tot găsim rasa de oaie țurcană. Mm-hmm. Pentru că, din câte înțeleg, se preta foarte bine la genul ăsta de activitate. Oaia țurcană, pentru România, după părerea mea, mai multe văd de profesorul Dărăban, că este mai avizat decât mine, dar după părerea mea este cam semisălbatic, așa, oaie care poți să o ții cu carne și friptură și poți să o ții și numai cu pâine goală. Deci, să mă explic. Ce-i dai? Deci se pretează la orice. Uh-huh. Și cu un randament foarte bun, atât la miei cât și la lapte. Și oaia țurcană se întâlnește și în Polonia și în Cehia și peste tot pe unde era? Oaia țurcană o putem lua de la, din Turcia, din zona munților Anatolia și până în munții Tatra și, și undeva în zona de sud a Germaniei. Sunt cât un efectiv de oi țurcane care ei au protejat-o și au zis că e o rasă de oi locală, dar din părerea mea ca medic veterinar pot să spun că este rasă de oaie țurcană, 100% românească. Rasa țurcană reprezintă peste 90% din efectivul crescut în țară, deoarece este o rasă foarte iubită de către crescători, datorită faptului că nu este o rasă foarte pretențioasă. De-a lungul timpului, prin sistemul tradițional de creștere, a dobândit o rezistență și adaptabilitate deosebită. Este rasa care constituie și obiectul seminarului care s-a derulat astăzi în cadrul muzeului satului aparținând de muzeul etnografic al Transilvaniei din Cluj, Transumanța. Este rasa cea mai supusă Transumanței, dar pe lângă rasa țurcană, să nu uităm că Transumanța se făcea și cu țigaia, varietatea de munte crescută în țara Bârsei și limita țării Bârsei cu județele Covasna și Harghita și puțin în partea Mureșului Superior. O țigaie mai mică cu o particularitate alânică este mai rară și cu șuvița sub formă de suliță ca și la țurcană. De ce se pretează mai bine la transumanță decât alte rase? Păi se pretează, bine v-am spus, datorită rezistenței deosebite, datorită rezistenței unghiei la drumurile lungi și datorită faptului că este totuși o rasă mai ușoară. Dacă nu vorbim de, în general, dacă sunt și ecotipuri mai grele cu care nu se face transumanța, este o rasă mai ușoară și mult mai ușor se deplasează pe drumurile lungi. De asemenea, are o rezistență organică deosebită și la condițiile de iernat. Că aici vorbim de transumanța clasică, cea transumanță făcută sub cerul liber, la care nu se intervine deloc cu nicio resursă furajeră în afară de ceea ce găsește în mod natural. Excepție fac perioadele foarte
cu zăpadă foarte abundentă, foarte mare, când crescătorii sunt nevoiți atunci să furajeze din stoc. Deci ciobanii știau să-și trateze atât animalele, erau cunoscători ai multor științe, erau buni astrologi, ei știau să-și deplaseze turmele după carul mare, ei știau să-și deplaseze turmele după constelația solară. Deci era o întreagă știință a fi oier. Așa cum v-am spus, circulau, se uniformizau cunoștințele culturale. Sunt o mulțime de sate care au fost create de către oieri în transumanță. Și noi în zona Brăganului avem, așa zise, sate cojenești. Deci oieritul și mai ales transumanța a fost un vector de civilizație. Dacă vreți să revenim în zilele noastre, există acest trend al alimentației sănătoase. Există acest trend al felului de a trăi sănătos. Păi, ce puteți dumneavoastră să recomandați ceva mai sănătos decât faptul că, dacă ne uităm la acele produse pe care le avem expuse, putem gândi așa, dimineața era floare, la amiază era lapte și după amiază era produs lactat pe care îl putem consuma. Toate acestea sunt lucruri nevalorificate, vedeți, însuși la evenimentul de astăzi. Nu putem spune că avem parte de un aflux foarte mare de vizitatori. Nu e ceva de senzație. Ceva de senzație în ziua de astăzi e un scandal. Acolo se aglomerează lumea. La lucrurile astea care fac parte din ființa noastră ca popor, uităm să ne mai uităm. Ce vi se pare la drumul ăsta pe care ați pornit? Ce vi se pare cel mai greu până acum? N-ați mers foarte, foarte mult la față de cât aveți, dar ce vi se pare cel mai dificil? Ce să... Mi se pare așa, uite, zic că ăsta, cum să spui, locul și traseu aia, nu știi din ce sate dai și peste ce dai. Tot mereu la aia mă gândesc, restul încolo altceva la nimic, nu mi se pare nimic greu. De acum te gândești, atunci în satul ăla, cine știe ce oameni sunt acolo. Asta mi se pare mai tare greu, restul încolo, de mers mă duc. Oi, nu mi-e frică de mers. Dar te gândești, mă, ajungi în satul ăla, cine știe ce zice aia. Sau te scoate iar la asfalt, iar mergi 20 de kilometri într-o zi. Sau 30, depinde cum merge. E dificil pe asfalt, adică există pericolul să fie un accident? Sunt n-am avut, nu. Mai nervos, sunt. Și nervos, și calm, și mulți mai înțeleg, unii nu înțeleg, să grăbesc. Povestea polonezul că la ei în Polonia nu viteză mare peste ei. La ei zice oprește, aplaudă, fotografiază, nu ca la noi. La noi calcă accelerația până la podeaua. Dar la ei în Polonia se mai face? Da, așa povestea, că cum ne-am mai înțeles noi, zicea că la ei se umblă așa cu oile din munți în munți. Și zice că la ei te aplaudă când te vede. Aici te ia cu pietre, nu cu te aplaudă. Aici e mai naibii. Nu, aia nu e așa dificil. Deci cel mai dificil e asta. Deci dacă am avea seara, în fiecare seară unde să stăm, liniștiți, să nu, atunci n-ar fi dificil nimic. Ar merge totul. Dar așa trebuie să sunăm, să ne sunem înapoi, să vedem unde noptăm, să... Asta e cea mai dificilă parte. În rest, mâncarea merge, facem de toate. Faceți, mâncați doar brânză cu ceapă? Nu, facem și cartofi prăjiți, facem de toate. Tot ce, supă, tot. Vă duceți la... Nu, avem ceaunul pe măgar. Da, avem crăcane, le facem foc. Vrem să mâncăm aici, așa, Vasile? O oră. Știi ceva de el? Nu știu. Vine! De unde? Cine vine, ce? Vine unul deja să ne scoată. Da? Cred că, să vedem ce zice. Nu știu de drumul în Polonia, am înțeles că e mai ușor. Mai ușor? Da. Sunt mai multe pășunate, sunt rezervații prin care se poate trece. Așa e, așa e acolo, așa e legile. Deci animalul, oile au mai mult, ce să zic, la noi e multe șosele, exact, multe șosele, mult teren cultivat. Acolo nu e, e zona mai de multe pe unde mergem. Prin munții Tatra, am înțeles. Și o să avem mai mult, putem să mergem. Prin Polonia vă duce Piotru sau acolo se descurcă el? Păi el, sigur. Da. Pe aici mai îl ducem noi, dar acolo cât sperăm să ne ducă el. Da. 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 Ăsta a fost deasupra.
Asta e bucătăria. Și urmează sufrageria, cu hainele, cu dulapul de haine. Deci astea toate trei sus pe el. Toate trei. 3, 1. Înțeleg destul? Nu. Cu tare și foarte.